Salutare și bine v-am regăsit! Este sfârșitul celei de-a doua zile de la X-Day Paris, unde Elrond s-a transformat în... Multiverse X. Suntem împreună cu CEO-ul și fondatorul Beniamin Mincu. Salut, Beni! Salutare! Mai poți? Tot timp. Ai o energie de neoprit. A vorbit toată ziua, l-am văzut pe scenă cu o grămadă de invitați. M-am uitat, de exemplu, cred că ultima a fost cu tipul de la Mastercard, unde l-ai provocat să zică dacă este full crypto sau nu. Și până la urmă, așa cu jumătate de gură, a zis da. Este. Este exciting discuția și cred că atât pentru noi, cât și pentru ei e un pas foarte important înainte, în mod deosebit din cauza că acest card e așteptat de comunitatea Elrond și cred că mulți alții din afara comunității. Am început direct cu cardul pentru că te-am văzut așa cum îl scoteai, ca și cum ar fi noul iPhone, știi? La prezentare toată lumea vrea să vadă cum arată X-cardul, nu? Îi zicem cu X acum, nu? Îi zicem. Și mă uitam acolo pe panou, sunt o mulțime de parteneri și toată lumea aici. Și mă uitam acolo așa înainte de interviu și ziceam, băi, dar sunt niște branduri acolo, mamă, de ce? Am, uite, am Huobi, am DigitalOcean, am Ledger, am Mastercard, am Improbable, am o grămadă. Deci în ultimii 2 ani s-au adunat o listă atât de mare de parteneri și ați lucrat la atât de multe chestii, încât chiar era loc de un astfel de Apple event, să zicem așa, de 3 zile. De cât timp vă pregătiți și cât de greu ți-a fost să te abții să nu spui de lucrurile din casă, pentru că la un moment dat s-a făcut așa un pic de liniște la voi? De foarte mult timp, discuții de ani de zile începute și toate lucrurile care sunt de valoare în general iau extraordinar de mult timp, așa că ne bucurăm că am ajuns să avem momentul ăsta să putem share-ui cu comunitatea și cred că pe măsură ce timpul trece, oamenii vor descoperi noi nuanțe de depth în conceptul pe care l-am anunțat. O să avem noi timp să intrăm foarte mult în detalii. Acum vreau doar foarte pe scurt așa. E o listă întreagă de chestii cu X care s-au lansat aici. N-aș vrea să le enunțăm pe toate. Care ți se pare ție că sunt cele mai importante? Cred că partea importantă este pe de o parte că toate produsele capătă o altă nuanță și o altă valoare și elementul de X le dă o coerență care le pune în același ecosistem și le face foarte clare pentru oameni, pentru ca ei să înțeleagă pentru ce sunt acolo, cu ce îi ajută. Și pe de altă parte sunt în mod deosebit trei produse care credem noi că vor schimba complet conversația în zona de Metaverse, și anume X-Fabric, X-Portal și X-Worlds. Ce aș dori să accentuez din start este că ideea de multiverse este o idee care încearcă din start nu doar să înțeleagă valoarea lumii acesteia noi, metaverse, pe care încercăm să o redefinim și să o îndepărtăm de ce au văzut oamenii până în momentul de față, ceea ce în general nu funcționează, nu e deloc exciting și nu aduce neapărat un beneficiu. Și pe de altă parte, în conceptul ăsta e incorporată o nuanță extrem de importantă în timp, și anume ideea că universul observabil și lumea fizică rămâne o lume extrem de importantă pe care nu o putem abandona, dar trebuie să avem un concept prin care să putem incorpora ambele lumi, să le dăm amândurora valoare maximă și să putem crea o situație în care ambele sunt complementare și aduc feedback pozitiv una alteia. Asta e ideea de multiverse, iar produsele pe care le lansăm sunt în așa fel gândite încât să, spunem noi, bridge, open a bridge between worlds, să facă această distinție între lumea fizică și lumea virtuală sau lumea metaversului foarte puțin sesizabilă. Banii pe care tu îi vei avea în Metaverse, îi vei putea folosi în lumea fizică. Banii pe care îi ai în lumea fizică, îi vei putea folosi în lumea virtuală. Având această echivalență, începi să înțelegi că lumile astea pot ambele avea valoare și poți să începi să construiești la ele și să vezi cum pot merge înainte. Acum, întorcându-ne la produse, cred că sunt două feluri în care putem vedea lucrurile, și anume X-Fabric, X-Portal și X-Worlds, care fiecare dintre ele vin să seteze un alt context pentru discuția atât a metaversului, cât și a aplicațiilor pe care încercăm să le construim în lumea reală. Și
ideea de bază este că unul dintre produse va fi the fabric, spunem noi, sau fundamentul pe care toate aceste aplicații noi și metaversul poate să-și definească niște reguli transparente și imuabile, pe care nu le mai poți schimba și care nu sunt definite în mod arbitrar. Având acest fundament, ai premisele prin care poți să creezi lumi care să incorporeze valoare, să incorporeze meaning și să poată dezvolta structuri sofisticate prin care oamenii să construiască și să interacționeze. Fiecare lucru pe care îl spui deschide nevoia de alte întrebări și o discuție foarte amplă pe subiectul ăsta. Uh-huh. Avem un clip separat cu Ștefan Sacal fix despre X-Fabric. Uh-huh. Mi se pare foarte interesant și foarte valoros și că spuneam lucrul ăsta că eu fac meseria asta de la pix pe hârtie și sunt tare curios cum o să facem în metavers și apoi în varianta asta de multivers. X-Fabric pare a fi o soluție interesantă pentru un astfel de nivel de exprimare. Uh-huh. Dar ai mai vorbit despre X-Portal? Da. X-Portal este de fapt portalul, este un super app în primul rând și portalul spre Metaverse este cea mai probabil aplicația prin care majoritatea oamenilor pot în același timp să își construiască un avatar care este realistic și are picioare în cazul nostru. Și la propriu și la figură. Exact. Și ideea este că pe de altă parte toată zona asta de finance, apropo de ce povesteam înainte, capătă o altă valoare în momentul în care atât banii fiat, cât și banii aceștia digitali îi poți folosi în lumea reală și în lumea digitală sau virtuală sau în lumile de metaverse. Iar dincolo de asta vor exista în aplicația Portal foarte multe alte lucruri care țin de user experience, de gamification, de lucruri pe care le poți împărtăși cu prietenii, chat, functions pentru a putea să folosi ideile astea foarte bine și nu în ultimul rând un hub unde vei putea descoperi aplicații. E ca un fel de app store în cadrul aplicației prin care vei putea descoperi aplicații din ecosistemul Elrond sau alte ecosisteme și chiar lumi de metaverse în care te vei putea loga și vei putea să le experimentezi în diferite forme. Iar ultimul produs pe care... O paranteză. Asta era chestia de care nu ne spunea Sergiu la demo. Care ne-a arătat Sergiu Biriș și ne-a făcut o trecere prin demo. Avem clip și despre chestia aia, că am venit pregătit. Dar asta cu celelalte lumi nu ne-a spus. Deci asta, să zicem așa, este un fel de avantpremieră, că prin X-Portal o să poți intri direct în tot felul de alte aplicații. Exact, exact. Și, de fapt, al treilea produs se numește X-Worlds. Și acest produs, pe de o parte, construiește pe ce avem cu X-Fabric, pe de altă parte, va incorpora toți userii pe care îi onboarduim prin X-Portal și, în mod deosebit, va da posibilitatea companiilor foarte mari, relevante, importante, brandurilor foarte relevante, oamenilor creativi care doresc să construiască diferite lucruri, să construiască niște lumi care au acest fundament de blockchain, care pot arăta extraordinar de bine, care pot incorpora altfel de interacțiuni în afară de cele pe care le găsești doar în jocuri și în momentul în care avem un asemenea set de produse, această idee și această piață se schimbă complet. Practic, prin Multiverse X, Multiverse to the power of X, de fapt, vrem să transmitem ideea nu doar prin care poți incorpora aceste lumi, ci că lumea aceasta poate să fie atât de vastă și mare că întrece aproape orice fel de imaginație sau intuiție pe care o ai în prima fază. Nu știu, mi se pare că ești din nou aproape la fel de exagerat de optimist ca atunci când te-am întâlnit prima dată. Și cred că oamenii deja se uită la tine și zic, ăsta a mai zis că face niște chestii și le-a făcut. Și dacă zice acum că face și chestia asta, dar din nou, de data asta, pare că ați pus o țintă suficient de îndepărtată încât să fie mult mai greu de atins. E nevoie de mult mai mulți oameni, de mult mai multe produse. Ați înglobat TwistPay, o grămadă de soluții care avem acum și X-Money pentru a avea aceste rail-uri de a introduce și a scoate bani. Sunt o mulțime de chestii care se întâmplă în tot ecosistemul Multiverse X acum și toate lucrurile astea au în cele din urmă acest scop de a
unifica aceste lumi, de a trece într-o parte în alta? Mm-hmm. Adică, cum facem să reducem la esență toată ideea asta? Ideea de bază este că prin Multiverse X deschidem un portal spre o lume nouă, setăm fundamentul pentru această lume, ca ea să poată să fie definită, și începem să creăm primele lumi în colaborare cu diferiți parteneri foarte mari și cel mai probabil o primă experiență pe care îi invităm pe oameni să participe pe 10 decembrie. Ok. Ce mi-a mai plăcut că în keynote-urile și în discuțiile pe care le-ai mai avut, te-ai ferit să vorbești despre metavers în sensul de lume virtuală. Uh-huh. Te-am văzut inclusiv la discuția cu fondatorul Second Life, care este foarte rezervat în legătură cu evoluția căștilor de VR. Ne-a uh-huh. spus și nouă că le vede cel puțin în față pe 5 ani, minim 5 ani. Sim. Vreau să înțeleg de la tine cum vezi tu partea asta și să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă că când vorbim despre Multiverse X, vorbim despre un spațiu virtual, o lume virtuală în care îți pun căști ca să le explorezi sau cum e? Nu, tocmai ideea de bază care ar trebui să fie evidentă și evocată în mintea userilor este ideea că vei putea continua să-ți faci toate lucrurile pe care le făceai în lumea fizică, doar mult mai bine, mult mai simplu și mult mai fain și în plus față de toate lucrurile astea, vei putea naviga niște lumi complementare care ar trebui să-ți îmbunătățească experiența, să-ți aducă ceva în plus, să-ți extindă toate lucrurile faine pe care le faci deja. Nu ar trebui niciodată să-ți înlocuiască aceste lucruri. Nu există o situație în care prin lumea aceasta de metaverse vei putea înlocui lumea fizică. Și ideea de a ne lua timp să definim un concept care le poate incorpora pe ambele, poate rezolva această tensiune între lumi, este extrem de importantă și cred că pe măsură ce avansăm, oamenii vor descoperi că tot ce construim va continua să aibă și mai multă valoare în zona aceasta de lume fizică și în același timp va fi extinsă cu fiecare lume nouă care va fi incorporată, iar un anumit aspect pe care foarte puțin l-am discutat și cel mai probabil în următoarea perioadă îl vom discuta foarte puternic, este ideea că cu fiecare lume nouă, în condițiile în care aceste lumi noi sunt interoperabile, practic, dacă noi construim cu improbable ceva, spunem că suntem interoperabili, întrebarea este cu ce suntem interoperabili. Și atunci, în condițiile în care ei deja construiesc ceva cu Yuga Labs, care sunt, în esență, fondatorii Bored Apes, cu Otherside Metaverse, ideea că lumile noastre vor fi interoperabile cu această lume deja creează o altfel de valoare. Și cred că lucrurile, în timp ce oamenii poate sunt foarte în prima fază concentrați pe ce a fost discutat până acum foarte mult în media, pe zona de VR, AR și așa mai departe, ce i-aș încuraja să facă este să privească acest concept uitând complet de elementele tehnologice de care povestim. Partea de VR poate fi extraordinar de bună la momentul la care va ajunge să fie ready. Ținând cont că nu este ready și că vor mai dura 5-10 ani până când ajungem în punctul în care nu doar tehnologia e ready, ci avem și oameni care au adoptat această tehnologie, întrebarea este cum putem să luăm această idee, să-i dăm valoare care, cum spuneam, nu intră în tensiune cu ce iubim deja și știm că ne ajută și în același timp să o transformăm într-o realitate astăzi, nu peste 10 ani, ci astăzi. Și atunci, ăsta este și motivul pentru care portalul despre care povestim este un super app pe care oricine îl poate avea pe un telefon și care poate deschide o piață care în esență nu există în momentul de față, tocmai din cauza că VR-ul și celelalte tehnologii încă nu au fost adoptate. Acum să și ne uităm la ce există deja și ne vom folosi de tehnologiile pe care le avem la îndemână. Am un telefon în buzunar, am o aplicație. După care am un laptop, am o tabletă, am un televizor. Când a apărut televizorul era pentru televiziune liniară, ne uitam la știri, apoi am început să ne uităm la film, apoi am început să ne uităm la streaming, acum putem să dăm cast din telefon să ne uităm.
mâine poi mâine mă loghez din X-Portal și arunc ceva pe televizor, o experiență? 100%. Exact așa va fi. Ideea este că odată ce prin X-Portal ai un avatar, care este o extensie a cumva, ideii sau personalității tale, și în acest avatar ai ce s-ar numi inventory, și în acest inventory tu ai bani, nu știu, ai NFT-uri, ai arte, drepturi de proprietate, în mintea ta deja se întâmplă o schimbare. Banii nu mai sunt diferențiați între bani virtuali și bani fizici sau fiat sau whatever, ci te raportezi la ei doar ca la bani la sfârșitul zilei. Și exact asta cred că este, ăsta este un breakthrough în sine, de a vedea nu doar viitorul, ci a ne putea uita la lucruri așa cum sunt ele astăzi și a găsi cea mai bună soluție pentru a deschide această piață astăzi. Și setul de produse pe care îl aducem, asta facem. Credem că urmează să avem foarte, foarte multe conversații pozitive, atât cu parteneri, cât și cu potențial competitori. Am o curiozitate. Câte din lucrurile de astăzi erau în mintea ta când te-ai apucat de proiectul ăsta? O parte din ele erau, multe apar și vin ca o funcție a schimbării mediului în care trăim. Și cred că asta e partea cea mai interesantă la ceea ce încercăm să facem noi, că întotdeauna vom încerca să transformăm ceea ce facem sau să poziționăm ceea ce facem la epicentru schimbării. Adică nu să așteptăm să fim luați prin surprindere de schimbări, ci noi să fim între oamenii care contribuie, se asigură sau pe cât posibil se asigură că schimbările merg într-o direcție bună și aduc beneficii semnificative oamenilor. Mi se pare important ca oamenii care se uită să înțeleagă că Elrond nu devine încă un proiect de metavers care bate toba pentru că e la modă în perioada asta, ci încearcă efectiv să extindă ideea asta de tehnologie peste blockchain, să adăugăm chestii, nu? Și să augmentăm până la urmă realitatea concretă. Foarte mulți oameni se feresc să vorbească despre realitatea concretă și spun realitatea reală și cea virtuală. Păi și cea virtuală e reală și atunci avem concret și virtual, concret în realitate, dar poate să ajungă să devină concret și într-un alt metavers. Și asta mi se pare fascinant, însă e o călătorie foarte lungă. Ai pus ținta foarte departe. Va necesita mult timp, mulți oameni, multe resurse. Veți reuși să o faceți? Vom face tot ce se poate și tot ce ține de noi. Restul rămâne de văzut, dar sunt convins că suntem în cea mai bună poziție posibilă pentru a transforma ideea asta în realitate și cred că pe măsură ce progresăm, discuțiile noastre incipiente în care spuneam că cel mai probabil există un punct la care Elrond va depăși PIB-ul României, încet, încet vor deveni mult mai clare. Pentru că în timp ce atunci putea părea ceva... Au fost mulți care au comentat interviul acela când ai spus treaba cu PIB-ul. Sigur, dar în momentul în care vezi lucrurile pe intervale mai lungi de timp, cu eforturi foarte semnificative, cu o echipă care, repet, de fiecare dată este incredibil de talentată și incredibil de muncitoare. Nu ajunge faptul că oamenii sunt talentați dacă nu există efort de genul ăsta care pentru majoritatea oamenilor ar părea ficțiune sau ceva despre care nu greu de acceptat. Da. Lucrurile astea ne pun pe o traiectorie care cred că face posibile niște lucruri absolut nemai întâlnite până acum și cred că există o posibilitate ca în următorii 5-10 ani Multiverse X, fostul Elrond, să devină probabil una dintre cele mai importante companii, nu doar din istoria României, care să aducă impact semnificativ și pozitiv în viețile oamenilor, ci și probabil una dintre cele mai ambițioase companii care au început în Europa în ultima perioadă de timp. Știm cu toții că avem nevoie de așa ceva, că pe lângă UiPath, cred că mai e loc. Cred că mai e loc. Cu siguranță, cu siguranță. Ultima întrebare și cu asta o să închei.
dacă veți reuși să realizați măcar un sfert din ce ați anunțat aici în următorii 2 ani și tot este extraordinar. Dar suntem încă în bear market. Cum vezi perioada imediat următoare? E o întrebare pe care noi o tot punem la chestionar, eu cu Andrei. Aveți resurse ca să treceți de un bear market prelungit? Vă simțiți suficient de, să zicem așa, de bine finanțați încât să puteți să puneți în realitate tot ceea ce vă doriți să faceți? Bear market, bull market a fost tot timpul irelevant pentru noi. În sensul în care suntem în plin bear market și în acest timp la Paris, într-una dintre cele mai importante clădiri, cu doi miniștri din două țări, cu cei mai importanți și ambițioși oameni pe mai multe tehnologii și cu niște produse noi care tocmai au fost anunțate. Facem tot ce ține de noi să trecem peste challenge-uri. Sunt convins că vor veni multe provocări, dar asta face parte din viață și din proces, așa că mergem înainte. Mi se pare fantastic că suntem într-adevăr la Paris și a venit un ministru de aici care să spună că el e mândru de această colaborare cu Elrond și că se întâmplă chestia asta aici. Am văzut foarte mulți francezi foarte deschiși la lucrul ăsta. E clar că e un proiect românesc, dar are nevoie să își desfacă aripile pe un continent un pic mai mare și e mare lucru. Și sunt tare bucuros să urmărim călătoria asta de aproape. Îți mulțumim că ți-ai făcut timp. Mulțumesc. Nu știu de unde ai atât de multă energie, te-am văzut super activ în ultimele două zile. Poate că ți-i un pic de concediu după. Nu cred, dar de asta mi-era teamă. Ideea. De asta mi-era teamă. Te așteptăm la un IGTLCC. Aruncăm invitația de acum. Ești pregătit? Până să știu anul vii? Tot timpul pregătit. Ok. Atunci, să zicem că am obținut ce ne-a trebuit, nu? Andrei, mai ai tu vreo întrebare? Ceva? Ești ok? Și mulțumim și tu? Pentru cei care vor să afle mai multe despre X-Portal, despre X-World, n-am vorbit așa de mult, dar despre X-Fabric. Am mai vorbit inclusiv despre, cu Lucian tot, despre faptul că încă mai căutați talent, căutați oameni, este loc de creștere acolo. Puteți să vedeți în alte interviuri pe care le-am publicat. Încă o dată îi mulțumim lui Beniamin. Cam așa, să zicem, tragem o oarecare concluzie după primele două zile, dar mai este încă o zi aici de eveniment la Paris, însă poți să ne urmărești aici pe YouTube pentru și mai multe noutăți, ca să vezi ce s-a întâmplat la X-Day, unde Elrond, iată, devine Multiverse X. Cam atât. Like, share și subscribe și până data viitoare, numai bine! Mersi!